Bun găsit, dragi telespectatori! Vreau să știu dacă ne auzim. Ne auzim. Deci, bun găsit, dragi telespectatori, într-un nou an 2015. Ne aflăm la emisiunea Viața Gojului. Luați puțin prin surprindere ca autoritățile de zăpada care cade. Invitatul meu în această seară este domnul Ștefan Popescu, director adjunct al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, și vom discuta despre proiectele anului 2015 pentru Școala Populară de Artă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și toți telespectatorii dumneavoastră în sat, televiziunea care se vede excepțional. Da? Și după cum știu, dumneavoastră ați fost alături de noi pentru promovarea acestei instituții cam de fiecare dată. Aproape de fiecare 2014, 2013, aproape de fiecare la dată. Toate acțiunile pe care, sigur, aproape la toate aproape acțiunile și pe care le-ați întreprins. O mare bucurie că ne-ați invitat. Da, dorit să știm și noi, dar și telespectatorii noștri, care sunt mari iubitori de artă, de tradiție, de cultură, pentru că altfel nu s-ar uita la noi, că noi asta promovăm de regulă. Sigur că da, și asta e o bucurie, că noi avem de toate. La Școala Populară de Artă avem cea mai mare școală din țară, avem peste 1900 de elevi, 38 de secții externe, deci tradițiile nu trebuie să piară, plus la fiecare secție externă și secția noastră internă, secții de muzică, majoritatea, în jur de 80% de muzică, nu trebuie să piară folclorul, muzica ușoară, muzica cultă, sigur că da, și tradițiile. Țesut, cusut, sculptură, tot ce avem noi la Școala Populară de Artă și în tot județul. Domnule director, înainte de a intra în amănunte, aș vrea să facem o scurtă prezentare a dumneavoastră ca om de cultură și ca profesor, pentru că sunteți și director adjunct de 11 ani. Da, am plecat pe 11 ani. Ați plecat pe 11, da, nu multă lume știe că sunteți directorul Școlii Populare. După cum am înțeles că am mai fost la alte emisiuni, așa este. Nu știu de ce, că mulți ziariști au mai scris așa despre mine. Am fost alături de domnul director Viorel Gârbaciu de când a venit dânsul din 2004 și împreună cu dânsul, chiar am fost apropiat de dânsul, am făcut o echipă foarte bună, să știți. Acum sper și cu cred că cu domnul Alexandru Bratu văd că e un om excepțional, chiar îi place arta, cultura, tradițiile, obiceiurile. Să sperăm că ești un bun manager și că veți face o echipă. După cum văd la prima, cel puțin la fel de bun. La prima, chiar la prima lună a dânsului, chiar m-am bucurat că molul, când s-a dat în folosință, chiar a negociat bine de tot o sumă la care noi am mers cu vreo aproape 30 de puncte și de prima dată a negociat foarte, foarte bine. Și aia e mare bucurie. A, deci ați luat și niște bănuți, ați făcut niște venituri cu ocazia aceea. Chiar m-am bucurat că, uite, din prima a fost... Foarte frumos. Ziceam să facem o scurtă prezentare noastră, 5 minute, nu mai mult. Da, ce să vă spun, în anul 1972 s-a înființat Școala Populară de Artă, a fost primul director domnul Boțoteanu, un an, după aceea eu am venit de la Craiova, studiam și clarinetul, în sfârșit am venit și în 72 am fost corepetitorul până în 74 lui domnul coregraf, pe atunci și acum văd, care sunt chiar mulțumit că m-a primit cu brațele deschise la centrul de îndrumare, pe atunci în parc era domnul Iulian Malea. Am o prietenie și îl recunosc de un sufletist și are o cultură extraordinară. Și din 74 până acum am înființat prima clasă de nai și de fluier în județul Gorj. Câți ani aveți de când sunteți profesor al Școlii Populare? La 40 de ani am înființat, dar eu răspundeam... Înainte, n-au alții de vârstă cât aveți dumneavoastră numai de Școala Populară. Da, dar pe timpul acela eu ajutam și ansamblul Altița la înființare. Am mers în străinătate și Nedea de la Novaci și Școala Populară de Artă. Deci, pe timpul acela era Cântarea României și mergeam eu cu Victor Țampu și Valerica Zurzon la toate formațiile posibile și la Bârsăști, unde era un club, eu răspundeam de
de ansamblu acela Sălcioara, aveam același coregraf pe atunci Dobrescu, venise de la Doina Gorjului, i-am luat și în străinătate pentru că m-am ocupat de am înființat ansamblul Rapsozii Gorjului, de eu sunt președintele fundației Rapsozii Gorjului, i-am dus în Franța, unde fetele, majoritatea, s-au căsătorit cu francezi, am rămas fără dansatori, am venit la N-are răposatul. N-are nimic, mai luați niște dansatori. Nu, acum, când am rămas fără ei, m-am dus la răposatul, că a fost coleg cu noi până nu s-a dus la Doina Gorjului, Dafinescu Liviu, și am mers și eu, am dat plecarea la Paris și la Oceanul Atlantic lui și am mers și eu cu ei, cu ansamblu profesionist. După 7 ani de turneu în fiecare an cu Rapsozii Gorjului. Și nu era pe atunci sponsorizările pentru o lună de zile autocarul care îl dădea un patron, nimeni n-a luat banii de la Școala Populară de Arte sau de la județ. Sponsorizările, am mers eu și am cântat picolo, 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 am strâns și mare bucurie a fost. Cred. Da, și rămâne ceva în istorie, pentru că în aceeași perioadă am mers de la Școala Populară, ceea ce nu cred că va mai fi, Rapsozii 1, Rapsozii 2, cu două ansambluri din aceeași instituție. Am mers unii la Oceanul Atlantic o lună, alții 10 zile la Paris. Ia uite ce frumos! Domnul Vânătorul, directorul atunci, Care era director atunci. Am mers la Paris și eu am mers la Oceanul Atlantic, dar legăturile făcându-le eu. Pe atunci era dirijor Marcel Parnica de la Doina Gorjului. Da, a fost la dumneavoastră la Școala Populară? A fost 20 de ani. Da? Da. Ia dacă n-ai știut. Deci de puțin timp este la ansamblul profesionist Doina Gorjului, el a fost profesor de vioară, de pian, de acordeon, la Școala Populară de Artă. De aceea a plecat un an la, sau chiar doi, la Danubiu și de aceea a venit la Doina Gorjului. Avem pe masă, că am spus că nu vorbim mult despre dumneavoastră, avem pe masă o carte care deja carte există, deja una care urmează care să apară, da, cred și că un nai. Și un nai, da. Eu fac instrumentele populare și creațiile, după cum am ajuns la 32 de instrumente și pseudo-instrumente. Mi-am făcut un doctorat cu cotutelă, adică pe muzică și agricultură, pentru că am plecat, viața vine din sol, de aici am plecat eu, și trebuie să cântam, cânt și Haideți din legume. Și din legume. Să arătăm cu... la Din tulpina cameră. Pumului cânt de dragul omului. Da. Și vreau să spun, nu am spus, dar se vede afișat, 0766-314582, dacă aveți întrebări pentru domnul director adjunct al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, domnul Ștefan Popescu, dacă doriți să vă înscrieți la școală, cât e taxa, sigur, tot ce doriți să aflați, domnul director vă spune. Sigur, că da, la toate secțiile. Să ne întoarcem la carte. Cum se numește teza, cum s-a numit teza de doctorat? Cercetări privind valorificarea superioară a pseudo-instrumentelor și instrumentelor aerofone în concordanță cu plantele din care se confecționează și tehnologia acestora. Și nu e o carte făcută așa pe genunchi, pentru că dumneavoastră chiar confecționați instrumente muzicale, nu numai că de ani, dumneavoastră cântați la instrumente de suflat, dar și confecționați. Dar după mine, uite, mai am elevi și foști elevi care fac instrumente, cum e exemplu Mitel Pasăre, care este profesor la liceu de muzică, mi-a fost elev când era în clasa 5-a, 6-a. Și a ajuns profesor. Și ce? Și doctor, celebri mai aveți? Păi celebri am pe Sergiu Burtea, care este de la, Căpreni. Am pe Răzvan Popescu, l-a primit marele naist, Gheorghe Zanfir, acum la un mare concert la Sala Palatului. A zis că este printre cei mai buni elev de-a lui, a terminat liceul aici și este la facultate la cibernetică, dar de la anul mi-a promis că merge și la conservator. I-auzi. A luat anul trecut premiul întâi la festivalul Maria Lătrescu. Am un nepot de-al meu, după tata, mamă sa, suntem verișori al doilea, Daniel Șoșoi. I-am dat niște ore, noi, Școala Populară, la stejari la o secție externă, predă Naiu, a terminat facultatea. Fiul meu, Ciprian Popescu, de 16 ani, predă la, cu noi la Școala Populară de Artă Naiu. Adică predă de 16 ani, nu are vârsta de 16 ani. Nu, predă de 16 ani, a terminat liceul de muzică, facultatea, ce masterul. Facultate?
de conservator. Conservatorul. Și asta am mare bucurie că nu va pieri naiul și fluierul. Acum 20. Câte eleve aveți acum? Păi avem acum 5. Nu, dumneavoastră, eu, la nai. Eu la nai sau la fluier, sau și. El are 30 și eu am 25, fiind și director adjunct. Dar bucuria cea mare, mai avem secție externe de fluieri de nai în județ, unde le promovăm, le-am promovat cu foști elevi de-ai noștri, și mai este ceva. Și au primit și ei niște ore în felul ăsta, sigur, predau și sigur ei. Că da. Deci nu? Rămâne naiul și fluierul nemuritor. Pentru că pe 24 septembrie, de ziua turismului, am strâns 130, cea mai mare clasă de nai și de fluieri, cred că din lume, nu din țară. Și asta e, chiar a rămas o mare bucurie când un fost elev de-al meu avea 44 de ani, Negrea Ninel, se numește, din Matej, venea cu trabantul de două ori pe săptămână, la ore, și acum a spus, a luat cuvântul și a spus, veneam de drag la domnul profesor, aveam 25-26 de ani eu atunci, și deja el la Mateiești, fiind învățător de meserie, a făcut și el câțiva copii la fluier și la caval. Mai am un cavalist iar foarte bun care era Timișor acum, a luat trofeele în țară, se numește Ioră Ducan. Mai am pe un băiat care mi-a fost elev, predă naiul și fluierul la Borescu, primarul de acolo l-a primit cu brațele deschise, n-avea ceva artă, cultură acolo și predă naiul și fluierul. Are un grup de peste 30 de elevi. Ce frumos. Avem la Stănești, la fel, un grup de fluierași. Acolo am predat și am făcut festivalul Pastorala Florilor, cu o duminică înainte de... L-am filmat anul ăsta. Așa și făcut. Anul trecut, că sunt predam deja în 2015. Predam eu fluierul pe atunci și cu această ocazie primarul și cu doamna Floarea, îi salut și le zic la mulți ani. Și noi îi salutăm. Ca și domnul primar Ciocea, făcut festivalul Iustina Băluceanu, m-a făcut cetățean de onoare. După aceea, Logrești. Acum deja vorbim despre școală. Vă propun ceva. Haideți să terminăm și cu a doua carte, da, care urmează să iese, să cântăm puțin la nai. Sigur. Și după aia vorbim numai despre școală. Care... De altfel, viața dumneavoastră e așa o... Adică viața și școala la dumneavoastră pentru sau... Pentru mine viața a fost școală, cred că e mai aproape de asta. De eu zic, vorbim mea despre dumneavoastră și vorbim de fapt despre școală. Exact, exact. Eu am fost mult în străinătate. Primul disc compact, doamna Aura, care a apărut în Gurgi, a fost al meu, făcut la Paris, când nu era aparatură să se asculte în Târgu Jiu. Da. Deci e mare bucurie. Și zicea Rapsuzii Gurgiului, cu Ștefan Popescu, era Victor Țambu, Marcel Parnica, deci eram 4-5 în Costic Argint, cu contrabasul. Care este și acum profesor și acum la școală. Și acum e profesor și la liceu de muzică. Vreau să vă întreb, această carte, această, care nu e gata, nu este ce gata, reprezintă? Reprezintă exact teza mea de doctorat. Da. Unde am fost, când am susținut-o, cu Ioan Bocșa, marele profesor doctor de la Cluj, și domnul Mocanu de la Craiova, pe agricultură și la muzică, a zis că e unicat teza și s-a dat și la o televiziune. Da? Unicat această teză de doctorat. Cum se cheamă teza de doctorat? Asta, cum am spus, e valorificarea superioară a instrumentelor și pseudo-instrumentelor aerofone în concordanță cu tehnologia din care se confecționează și plantele din care se confecționează și tehnologiile acestora. Deci exact cum v-am spus teza da, da, da. De... Aici e mai puțin, aici este... din ce am cântat eu și cu ce cânt eu. Și cine... Și după câte am văzut, acolo sunt și niște cântece, sunt solfegii. Melodii solfegiate, da, pe partituri, melodii de ale mele și adaptate cu instrumentele mele create populare. De dumneavoastră, da, piese unele și compuse de compuse dumneavoastră. Și unele ale lui Maria Lătărescu, care se adaptează la instrumente și pseudo-instrumente. Și pe care ați scris acolo, că sunt create da, de Maria Lătărețu, da, și dumneavoastră și le-ați adaptat. Da, sigur că da, așa trebuie să cântăm să un pic și apoi trecem să terminăm, să povestim despre școală, că timpul trece repede. Da, ce, să vă cânt Mariola la gur sau orice. Ce doriți dumneavoastră?
foarte frumos. Deci, dragi respectatori, așteptăm SMS-urile noastre. Dacă nu luăm telefoane în direct, a sunat telefonul, deci SMS-uri, vă rog, dacă aveți întrebări pentru domnul Ștefan Popescu, directorul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Și acum, domnule director, încheiem capitolul despre dumneavoastră, care ar putea să dureze două emisiuni, da, una. Exact. Și să vorbim despre școală, despre proiectele anului 2015, cele care le continuați din trecut, ce aveți nou, ce propunere aveți noi. Noi continuăm, cum am vorbit și cu domnul noul nostru director, Alexandru Bratu, continuăm ce a făcut domnul fostul nostru director, ce manager. Împreună, eu cu domnul Gărbaciu și cu mine continuăm și s-au făcut destule. Continuăm și pe lângă acestea, în timp, după cum mi-a spus dânsul să vă spun, că vom face un festival concurs de dans modern. Deci, exact. Aveți și cursuri de dans modern? Sigur, și chiar bune. Încă o dată rugămintea, nu sunați de SMS. Deci și dânsul a fost chemat la Herculane la un simpozion și invitat de Școala Populară de Artă din Reșița și au fost mai mulți manageri acolo. Și după cum mi-a spus, că mulți au festivaluri, concurs la sediu de folclor. Noi avem de folclor, după cum a spus, 12-13 făcute de Școala Populară. Eu dar am mers, sunt în localități. Sunt în localități, dar dânsul îmi spunea și chiar e foarte bine că vom face un festival concurs de muzică populară, vocal și instrumental, la sediu cu toate școlile populare de artă din țară. Deci, practic, un concurs național. Național. Sigur că da. Ce faceți dumneavoastră acum este județean. Sunt mai multe județene găzduite de mai multe localități. Și e bine să se vadă că noi, special și instrumentele populare și canto popular, foarte multe premii am luat, cam la toate festivalurile cele mari, Maria Tănase, Maria Lătărețu, la Strugurile de Aur, la Mamaia, cam premiile au fost luate de elevii lui Cameli Argint, chiar multe premii, ale mele cu Caval, Nai Fluier și ceilalți grupuri. Deci de asta sunt avem... și cea mai mare școală populară, pentru că trebuie spus că se plătește, este o taxă de înscriere. E o taxă, se înscrie fiecare cine dorește. Nu e taxă mare, nu e pentru taxă că mare. În alte județe... Cât e taxa? Adică să taxa discutăm la concret. 4 milioane jumate, cea mai mare taxă pe este an. La canto, pe an, în 3 rate. Pe an, în 3 rate. Și ceva... Nu e... Și la instrument? Și la instrument e 3.200.000 cu înscriere, cu tot în anul întâi. Și exact și la canto. La vioară la fel, 3.200.000, la orgă e 4.400.000, 4 milioane vechi, la pian la fel, deci sunt taxe, la muzică ușoară, chitară, la fel, avem cu 3.500.000, 4 milioane la voce. Deci și mai trebuie spus că meșteșugurile pentru a fi încurajate sunt gratuite. Sunt gratuite, țambalul este gratuit. Tocmai pentru că sunt puțini cursanți și ca să încurajați... Avem țambal de anul trecut, un țambalist care l-am găsit eu la România au talent. De a intrat în finală și n-aveam țambal angajat. Nu, este de la Vulcani, căsătorit. Cum se cheamă? Ferraru Cristinel. Și a fost în finală cu fata lui, cu muzică ușoară și avem acum și țambal în ansamblu. Și aveți și elevi? Maria, sunt elevi, sigur că da. Foarte bine, iată. Are vreo 10 elevi și văd că 2-3 deja au început să cânte. Iar o mare bucurie că avem și țambal. Da, pentru că țambalul este deja un instrument, e mai, instrument puțin mai puțin în... Nu este al nostru, practic, e al ungurilor, normal. Nu este al nostru, dar este fără țambal într-un ansamblu, într-o orchestră. Tocmai. Nu se poate. Cu orgă nu se poate. Deci este orga e pentru muzică ușoară și folclor, bineînțeles, dar la nunți, în alte părți, dar la școlile noastre sau la orchestrele, cum e ansamblu Maria Lătrețu, Doina Gorjului, cum sunt. Ansamblu la un taraf. Un taraf cu cel de gât. Că sunt și țambaluri de gât. Mai mici,
Dar noi căutăm și tarafurile care le avem noi la școală, s-au promovat, s-au... Pe care le-am și filmat discuri, și le-ați filmat și dumneavoastră, da. Și chiar le mai și difuzăm din când în când, foarte, așa ca o surpriză pentru foarte bine, sunt cu chitară, cu brace, adică violă, cu vioară, cu sambal de cu gât. Cu sambal de gât, mai rar ați văzut mai rar, acum, da. Da. Dar vrem să facem de la anul să băgăm și fluierul, pentru că fluierul este instrumentul românilor. Și naiul? Și naiul încuvoiat, ăsta al meu. În restul toate sunt provenite mai târziu. Și contrabasul, și orga, și vioara. Dar vreau să vă și... întreb, gitara. Se cântă în taraf cu gitara? Da, de când? Se cântă, păi nu e printre primele de instrumente. A venit mai târziu. Sigur că da. Și e chitara clasică, care, dar noi ne-am adaptat. Dacă ați văzut, înainte, acum 100-150 de ani, se cânta numai pe major. Deci noi suntem singurile județe care cântăm pe major și minor, Oașul, adică Maramureșul și județul Gurj. Deci e ceva de orice. Și sună frumos la ureche. Deci sunt anumite melodii care sună bine, bine. Și ca să vă mai spun despre tradițiile noastre, țesut cu sut. Nu vor pieri niciodată. Avem în zona Tismanei, avem pe Tantan. Tantan este chiar o firmă de costume, de covoare, costume naționale, de tot felul. Avem la în zona aici, la Bălănești. Deci avem specialiști, avem la sculptură la Peștișani. Deci nu trebuie să piară aceste, și e gratis, pentru că meșteșugurile nu trebuie să piară. Ca și instrumentele populare erau pe cale de dispariție. Când până n-a începe eu să fă formez. Încet, 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 acum este fiecare formație la anunți, fiecare ansamblu, de exemplu la Doina Gorjului, am pe la Viniu Păducel, mare naist acum, deci l-am luat din clasa elevul a doua, a treia, elevul meu, da. Ia-s. Deci am la ansamblu armatei, Predușel, mare fluieraș și cavalist cu cimpoiu, la București. Deci făcut Ia-s. De... Altceva să vă spun, o noutate, am un sârb care vine la o lună și jumătate aici la Târgu Jiu, cântă cu fluierul, cu cavalul și cu clarinetul. Adică sunteți o școală populară de artă, nu națională, internațională. La Călăraș am profesor de istorie care are 50 de ani și cu aprobarea, că e până la 45, și cu aprobarea managerului și îi place, a venit, plătește taxă și vine la o lună la mine la caval, nai și fluier. Deci o altă informație importantă, dragi spectatori, vârsta pentru înscrierea la școala populară de artă este 45 de ani. De ani și cu aprobarea managerului. Cu derogare și mai mult. Da, sigur că da. Și asta avem o mare avem din Vâlcea, mie îmi vin din da, aveți Mateiști. Mulți elevi și din Vâlcea și din Mehedinți și Mehedinți, din Dolj. Sigur, sunt soliști vocali mulți de la Baia de Aramă, care vin din Mehedinți la noi la școală. Ceea ce ar fi Maria aproape Medregoniu, de... Maria Medregoniu, de exemplu, e da, elevul a fost elevul, a fost elevul lui Doina Gorj. Da, a fost elevul lui Camelia Argin, sigur că da. Și mare bucurie, ca să vă spun, că și Olguța Berbec a fost la școală, la școală populară, la Mirea Drăgătoiu, dar la nunți a cântat, a început cu mine cu trei melodii și a cântat cu mine 2 ani în trupa unde eu cânt la nunți, știți? Da, și e mare bucurie. Am un bun violonist care l-am angajat ca profesor, Carcalicea. E foarte Andrei. Bun, Andrei. Andrei Carcalicea, nevastă da. Sa la fel, are o secție externă la Negomir, unde îl salut pe aceste Amelia care, la mulți ani, Amelia Cârciu, da, da, și Carcalicea. Și da, Carcalicea da. Acum, da, și-a păstrat sigur, numele de sigur, scenă. Sigur că da. Domnul primar Gurescu, la fel, e... De la Negomir. La Negomir, care avem secție. Și mai aveți o profesoară la Negomir sau unde? La Negomir avem corepetitor pe Nicoleta Lătărețu. Nicoleta Lătărețu, așa mult îmi place cum da, cântă, are o voce din aia de... Cântă gurjenește... De taraf, nu știu, așa cântă gurjenește stilul lui Maria Lătărețu. Bine, și Amelia Cârciu și foarte mulți stilul din Maria profesorii... Lătărețu.
Da, exact. Da, exact. Da, e și din neam. Sigur că da. Și de altfel cu toți profesorii școlii populare avem o bună colaborare, vin cu elevii la noi la filmări, elevii dumneavoastră, adineauri, înainte păi, să intrăm sigur, în emisie, ați văzut și da, profesorii păi, dumneavoastră și elevii dumneavoastră. Asta e o mare bucurie. Sunt buni noștri colaboratori. Avem, de exemplu, acum la contrabas, la fel, Costic Argint, soțul lui Camelia, vrem să facem că sunt rari și la contrabas. Da. El predă și la liceu de muzică, are o jumătate de normă așa acolo, și aici predă acordeon și contrabas. Iar aveți elev la contrabas? Da, chiar el este profesorul de contrabas. Avem de dans modern, doamna Costea, doamna Mărgulescu. Avem teatrul de păpuși, la fel, care e o chestie extraordinară. Lira Gorjului. Muzică clasică, ceea ce e o treabă ce a făcut, asta este aripa, a făcut mult domnul director Viorel Gărbaciu, și Lira Gorjului și teatrul de păpuși. Și restul, bineînțeles. Bine, la Lira Gorjului are un merit deosebit, cel care a readus-o în prim planul vieții culturale a Gorjului, cel care este și, îmi scap, domnul Suchici. Mircea Suchici, da, pe care, timpul lui domnul Vânătoru. Și care, mai, cum spunea dânsul, eu cântam și când era gratuit. Da. Adică da, neplătit. Da. Păi și acum, la Lira Gorjului. Da, sigur, că chiar nu era plătit. Da. Păi și noi, Ansamblul Mare Lătrețu, că mulți avem colaboratori. Ați văzut, la festivalul venim, profesorii vin cu ei, cântăm foarte multe protocoale gratuit, pentru că așa trebuie, special la primărie. Chiar am o mare plăcere să cânt la bătrâni, pentru că am și-o pe mama mea, de are 88 de ani, și am o mare bucurie când se uită și mă vede la televizor. Și pe această cale îi mulțumesc și domnului primar Florin Cârciumaru, pentru că și dânsul mi-a scris un punct de vedere aici extraordinar de frumos. Și am o bucurie. Și cred că mama dumneavoastră v-a văzut la televizor și acum câteva zile, când noi am dat festivalul de la Motru, festivalul de colinde de la Motru, și ne-am bucurat foarte tare să vă întâlnim și acolo. Da, am fost în juriu și a luat chiar o elevă premiu întâi, care este eleva lui Camelia Argint. Da? Sigur că da. Și chiar nu știam. Mi-au plăcut copiii de acolo, nu îi știam foarte... Toți copiii noștri vin cu influența de Mehedi. Pe această cale, chiar prin televiziunea dumneavoastră, vreau să le zic la mulți ani, la toți primarii, prietenii mei și ai noștri, pe Valea Mare, de la Crușeț până la Roședeamnă, Stoina, doamna Bușe, domnul de la Căpreni, domnul primar, domnul de la Hurezan, de la Târgu Logrești, domnul Dânciulești. Ciocea, Dânciulești, sigur că da. După aceea, Licurici? Și Licurici, sigur că da. Și doamna de la Scrada. De la Scrada. Berlești? De la Berlești. Doamna, că eu pe acolo Mariana trec să merg acasă la satul meu, Păinița. Da. Doamna Dumitrașcu. Dumitrașcu, Maria Dumitrașcu, da. La Motru. La primar Dorin Hanu, la domnul de la Filip, Glogova, Filip de la Rovinari. Dar este chiar, am o bucurie că acolo avem festival făcut de Școala Populară de Artă, chiar în mai, la Motru, iar altfel. În mai unde? În mai avem la Rovinari. La Rovinari. Da, festival de folclor. Că e tot domnul Filip îl face. El mai are mai mult și mai alte festivaluri, dar ăsta e festival de folclor. De până la 18 ani, că sunt mai multe, cu mai multe, mulți ani, știți? Așa, ce să vă spun, la Școala Populară de Artă să vină toți, că sunt pregătiți profesori, pentru că ia și diplome. De 3 ani ia diplome și mai ia încă 3 ani perfecționare. Deci au posibilitate 6 ani să facă școală. Avem un mesaj care spune așa: foarte frumos cântați. Deci n-are nicio întrebare telespectatorul nostru, ci doar admiră. Mulțumesc și admiră modul în care dacă cântați. Îl cheamă Ion sau o cheamă Ioana, îi zic la mulți ani. Și dacă nu, tot la mulți ani, că începe un an nou. Sigur că da. Și mai este un mesaj care întreabă
Cât durează cursurile Școlii Populare de Artă? Câți ani? Durează, dacă vrea, 6 ani, 3 ani. Depinde la ce se înscrie. La canto popular este 3 ani și dacă vrea să mă ia încă o diplomă, încă 3 ani, că se face o dată pe săptămână, de exemplu, instrument sau canto și o oră pe săptămână și o oră teorie solfegie. Adică 2 ore pe săptămână. Două ore pe săptămână în total. Și le pot face pe amândouă odată? Pot la să le fac, zi? Depinde de profesor și de elev, dacă ei vin mulți de departe. Mulți sunt elevi și la școală, sunt elevi și vin și la dumneavoastră. Da, noi facem după orarul lor. Da? Sim, adică noi. Predați și dimineața și după amiaza? Până seara, pentru că la sunt port. Elevi, da? Sunt da, elevi care au ore de dimineață, seara exact, vin. Exact. Își ia instrumentul și vin la dumneavoastră. Și să vă mai spun că sau și a vocea. Da, și sâmbătă se fac ore. La și noi sâmbăta? Și duminica. Și duminica. Și duminica, da. Nu poate elevul să vină, de exemplu, că e la școală sâmbătă. La mine, de exemplu, îmi vin 10-12 de la doamna Bușe. De la Stoina am un grup de naiști. O să-i vedeți pe 8 de... Martie. De când e festivalul Mărțișorului, dragi telespectatori, da. La Stoina. O salutăm pe doamna primar. Păi da, sigur, doamna, o prietenie între noi... Toți, sigur. Da, da, da. Ne-am întâlnit de multe ori la festivaluri în județ. Da, și... Cu dumneavoastră la da. Și mergem că sunt gazde. Și domnul Cătănoiu la, da? La da, da, da. Căpreni. La Căpreni. Vreau să vă spun că 3 ani se fac la instrumente. Vioar, nai, fluier 2 ani, țambal 2 ani. Se mai fac 3 ani de perfecționare cu altă diplomă, pentru că în 3 ani nu prea are timp să învețe ci grozav așa de mult. Dar se vine și în vacanțe sau numai în timpul anului școlar? În timpul anului școlar, dacă vrea în vacanță, vine profesor. Da? Să știți, da. Deci e o chestie, în afară de luna aia care este în concediu. Fiecare dată. În rest sunt în activitate în și în activitate pot, dacă sunt doresc. Multe festivaluri care merg. Corect. De ce? Dumneavoastră ați văzut, am făcut aceste festivaluri pentru promovarea lor. Premiile 1, 2, 3 motivarea și având lor. Corect. Ia și un premiu acolo. Cât este de puțin? O diplomă? Un bănuț, o diplomă? Sigur că da. Și recunoscută de Ministerul exact, Culturii și al... Dacă vede că a luat premiul 1 sau 2 sau 3, ia să merg la alt festival interjudețean. Național. E o rampă de lansare. Sigur. Cum acel festival. Eu am trimis pe Răzvan Popescu și în Serbia, în Ceoslovacia. Deci au fost festivaluri și internaționale. Și au venit cu premii. Asta e rău. Mai avem 4 minute de emisiune, foarte repede, a trecut timpul. Așa, nu putem să... Da. Motiv pentru care vreau să concentrăm ideile, ce e foarte important să spunem și nu am spus, adică, de exemplu, în afară de festivalul interjudețean și de concursul de dans, ce proiecte noi mai aveți? V-am spus, neapărat mergem inițiativa, după cum am vorbit, să facem un festival național de folclor aici la Târgu Jiu. Și eu cred că o să spun în prima audiție, acum aș vrea să fac un festival de instrumente populare sau chiar de instrumente, de pseudo-instrumente. Da. Că unea e pseudo-instrumente și altele să merg mult pe caval, că, pentru că pe cale de dispariție, văd, și pe pseudo-instrumente neconvenționale. Și pe instrumente. Și pe instrumente și sigur, pe pseudo. Aș vrea chiar să fac un festival aparte. Eu încerc, și eu dacă personal. Dacă vine cineva cu tulnic, pe ce secțiune îl băgați? Păi pseudo-instrument. Da? Pentru că astea au fost fluierul, naiul încovoiat și tulnicul. Astea au fost instrumentele noastre ale românilor. În restul, toate sunt provenite. De exemplu, cum vă spuneți dumneavoastră în carte, când din morcov, țelină, măr, din legume. Le-am și scris și rămân instrumente scrise de se poate cânta cu el. Sticla, cu țuică, e creația da. Mea. Mai sunt câte unii, de exemplu, la București era Ion Ghițulescu și era la o emisiune, la o televiziune și era unul de 30 de ani care este în taraful Plante și zice, păi uite, cânt cu sticla. Mă, tu de când cânti cu sticla? Păi de vreo un an, doi. Câți ani ai? 30? Păi când la 30 de ani, când am fost cu Ștefan Popescu în Franța și în străinătate, tu nu erai născut când cânta el cu sticla. De ce nu spuneți cine a creat? Măcar să spuneți. Eu am scris în carte și am și imprimat pe disc și pe asta ca să vadă că eu am... Nuca, de exemplu, la fel, e creația mea.
am făcut două goluri să cânte melodie cu nuca. Deci dumneavoastră ați văzut că mergând la toate și dau din recitalul, fiind și în juriu, și eu, toți primarii vor să facă, să aibă ceva în... Ca și la Bălănești, am făcut, știți bine, exact, prima ediție anul acesta. Prima ediție anul 2014. A fost cam un fel de pilot. Da, anul facem festival, concurs. Sigur, foarte vreau bine. Și la Borescu. Mi-a promis domnul primar și de acolo la Borescu. În restul sunt cam pe de-a rândul, aproape. Deci mai încercăm dumneavoastră să vă țineți după noi. Mai aveți. Să vă țineți după noi. Mai aveți, pentru că, de exemplu, ați mers pe Valea Maradiei pentru că dumneavoastră erați de acolo, din zona din Bustughin și ați început acolo. Da, uitai la Stejar, să salutăm pe domnul Lupu. Domnul primar, de la Stejar, bineînțeles. Sigur. Și de-aia zic, mai sunt zone neacoperite. Este Tismana, este Godinești, este Ionești, este... Mai e loc? Da, mai e loc timp. Și eu o să merg cu domnul Bratu să încercăm să facem, să vadă că noi am făcut și se vede... Vedea și la noi. La dumneavoastră, la televizor. La noi văd în primul rând ce faceți în alte părți. Sigur că da. Și aș vrea să facem și la Mătăsari. Că la Dragotești avem domnul Vili Pasăre, să-l salutăm și pe domnul Vili Pasăre. Salutăm, sigur. Și pe domnul Grescu am spus, pe domnul la Gălceavă. La Turceni. La Turceni. Da. Am făcut festival, tot școala, tot noi am făcut festival. Felicitări. Acolo, felicitări la mai multe, pentru că mai sunt localități neacoperite, domnule director, adjunct. Da, și vreau să vă mai spun că aș vrea ca, după ce ies eu la pensie. Așa. Când ieșiți la pensie? Păi nu vă spun, nu mai am așa mult. Nu vă spun exact când. Așa. Am vorbit și cu domnul Bratu și s-aude și ceilalți. Aș vrea să rămână unul de muzică, pentru că noi avem programă analitică pe muzică. Cât la sută e muzică? Păi în jur de 80%. Deci trebuie de muzică, pentru că e programa pe muzică, pe instrumente, pe canto, pe chitară, pe vioară, pe pian, pe nai, pe orgă, cred că v-am spus totul, nu? Și așa aș vrea eu. Acum nu știu... Să vedem ce-o fi. Ce-o fi. Până una alta să încheiem emisiunea asta, care tocmai se termină, cum zice Olteanu. Eu vă mulțumesc pentru invitație și îi aștept la Școala Populară de Arte, pentru că aici se fac diplome. Poate mai sunt și alții care fac, dar să nu zic că Școala Populară de Arte din Târgu Jiu. Deci la Școala Populară din Arte din Târgu Jiu, instituție publică, publică din subordinea Consiliului Județean Gorj. Sigur că da, și pe această cale îi mulțumesc domnului președinte Călinoiu, pentru că este foarte apropiat de noi, și vicepreședinți domnul Florescu și domnul Filip, pentru că noi suntem aceia care promovăm tradițiile și copiii, și o oficial, cu oficial niște diplome oficiale și recunoscute. Exact, asta e. Să încheiem, deci, domnule director, că dacă ar fi, am mai avea multe de spus. Mulțumesc pentru prezență și pentru că vorbeam de tradiții, de cultură. Vreau să vă prezint în continuare și dumneavoastră și dragilor telespectatori o pasiune a primarului de la Motru, a domnului Dorin Hanu, pe care îl salutăm și spunem la mulți ani. Sigur, iubește tradiția și iubește clopoței, are colecție de clopoței. Am văzut că am fost atunci cu dumneavoastră în juriu. O să vedem acum și la televizor. Mare mulțumim bucurie pentru prezență, mulțumim pentru atenție, dragi telespectatori. Rămâneți cu domnul primar Dorin Hanu la rubrica La Fața Locului să vedeți ce are dânsul în birou. La revedere! La revedere! Bun găsit, dragi telespectatori! Rubrica La Fața Locului vă invită astăzi la Motru, în biroul domnului primar Dorin Hanu. Bine v-am găsit, domnule primar! Bine ați venit! N-aveți idee de ce am ajuns aici? Bine, am ajuns cu alte treburi, dar am aflat ceva extraordinar. Domnul primar este colecționar de clopoței. Ce ziceți de treaba asta? Sunt aici, i-am văzut aici pe masă și am rămas surprinsă și am vrut să vii iarăși și dumneavoastră. Nu se putea altfel, mai ales acum de sărbători, când clopoței se aud mereu în colinde și poate se mai aud și pe străzile de la țară, pe drumurile de la țară. Cum v-ați apucat să colecționați, domnule Sigur, primar? Sigur, toți prietenii mei știu că eu am acest hobby. Eu sunt ardelean și sunt un mare iubitor a tradițiilor. Eu
Să știți că știe tot orașul lucrul ăsta de Crăciun, toți colindătorii sunt primiți la mine acasă, da? Să nu discutăm că și la primărie la fel. Iubesc foarte mult obiceiurile tradiționale românești. Mulți prieteni mi-au cunoscut hobby-ul ăsta, l-am de mult, de când eram director. Am aici foarte, o colecție formată din foarte mulți clopoței din diverse zone ale lumii. Am hai din Canada. Să descriem că e foarte interesant. Acesta, de exemplu, este de la Ottawa, capitala Canadei. L-am luat când am fost la fratele meu în Canada. Acesta este românesc. Da? De la Vâlcea. Ăsta este de la Oradea, când am fost la Felix. Paris, Bruxelles, Viena. Am chiar și de la Ierusalim. Am primit de la un prieten care a fost acolo mai recent. De la Viena, acesta. Chiar din insulele Maldive, când au fost copii acolo, mi-au adus un clopoțel, fiindcă toți îmi cunosc pasiunea pentru și e cadou cel mai bun cadou și pe care sigur vă spun că îmi face o plăcere deosebită. O plăcere deosebită. Ăsta este ultimul care l-am primit. Mi l-au adus copiii săptămâna trecută din Slovacia. Au fost ei plecați acolo. E nemaipomenit și ei știau lucrul ăsta și mi l-au adus acum de Sfântul Nicolae. Cât de frumos. Și văd și unul de porțelan. Da. Ăsta este din zona Timișoara, dar am primit-o de la copii, este foarte frumos. Ce are pe el aici, văd o... Bran, ia uite, castelul Bran. Da, mi l-au adus tot copiii. Deci e o pasiune pe care eu țin foarte mult, fiindcă în cultura mea acești clopoței semnifică bucuria sărbătorilor de iarnă. În tradiția românească și eu țin foarte mult la sărbătorile de iarnă, fiindcă la noi în Ardeal, totdeauna de sărbătorile de iarnă ne întruneam în familie, sărbătoream, indiferent de regimul politic care exista. Și pe timpul comuniștilor erau niște obiceiuri foarte frumoase. Când m-am cunoscut cu soția mea, eram studenți la Petroșani și am dus-o de multe ori la mine în Ardeal, cu ocazia Crăciunului, și a fost uimită de aceste obiceiuri. Cum ne distram noi, tinerii, de Crăciun. Mergeam la colindat împreună, ne opream ultima dată la un coleg acasă care, sigur, era dispus să ne întrețină pe toți și acolo făceam o mare discotecă sau o mare chef. Sunt obiceiuri pe care eu am ținut foarte mult și în concepția mea clopoțelul semnifică tradiția de iarnă. Când eram mic, aveam un bunic, Dumnezeu să-l odihnească, care mergea cu noi, cu steaua și cu colindatul și mergeam cu clopoței și treceam de la... La steaua se foloseau da, clopoței, un clopoțel, da? La steaua aveam clopoței. Clopoței respectiv îi lua el de obicei de la viței, de la animalele pe care da? Le avea prin curte și le punea la loc. Da? Punea la loc. Da, erau lucruri foarte, foarte frumoase și pe... Dar la și pe mine m-a și uimit. Plugușor? Și la plugușor, sigur. Și tot da, 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 tot cu clopoței. Deci este un hobby pe care lumea mi-l cunoaște, e unul din puținele hobby-uri pe care le am. Da. Se vede că aveți pentru tradiții ceva în suflet. Felicitări, domnule primar. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest mini-interviu, dar nu puteam să ratez ocazia, nu puteam să plec să nu vorbim despre mă bucur că vă place hobby-ul meu. Extraordinar de mult. Și sperăm să găsim și noi pe drumurile noastre un clopoțel să vă aducem cadou. Mulțumesc, e bine primit. De asta mă uit să nu aducem ceva asemănător, e bine primit. Să fie original. Mulțumim, ne revedem!